Filmul începe cu o mașină acoperită de zăpadă. O femeie pe nume Naomi se trezește înăuntru și descoperă că mașina este acoperită de zăpadă. Încearcă să deschidă ușa, dar nu merge. Naomi își trezește apoi soțul Matt, care imediat încearcă să deschidă ușa, fără să reușească. Matt încearcă apoi să pornească mașina pentru a topi zăpada, dar din păcate motorul nu dă semne de viață. Acest lucru face pe Naomi însărcinată de 8 luni să intre în panică, în timp ce Matt încearcă să o calmeze. Când Matt încearcă să deschidă ușa din spate, vedem că Naomi începe să-și piardă cumpătul și începe să dea vina pe soț. Ea spune că ar fi trebuit să continue măcar una sau două ore, în loc să se oprească și să se odihnească în mijlocul pustiului. Matt, pe de altă parte, susține că era periculos să continue în mijlocul unei furtuni de zăpadă, în miezul nopții. După ce se termină cearta, Naomi încearcă să cheme după ajutor cu telefonul ei. Dar pentru că protagoniștii filmului trebuie să se chinuie, telefonul nu are niciun semnal. Pentru a înrăutăți lucrurile, bateria telefonului este la 50%, ceea ce înseamnă că trebuie să economisească bateria în cazul în care se întâmplă un miracol. Matt scoate o hartă pentru a înțelege unde se află și îi spune să nu se panicheze pentru că mai devreme sau mai târziu va trece un alt vehicul. Matt face tot ce poate pentru a-și liniști soția însărcinată și încearcă să o înveselească făcând câteva glume în mijlocul furtunii. Dintr-o dată își amintește că proprietarul mașinii i-a pus la dispoziție un kit de ajutor pe care l-are cu el în mașină. Matt caută în mașină și găsește o pătură, o lumânare și alte obiecte. Între timp afară, furtuna pare să se înrăutățească. Cuplul scoate mâncarea pe care au pregătit-o pentru călătorie și încearcă să o raționeze pentru că nu știu cât timp vor rămâne blocați acolo. După ce a clasificat mâncarea, Naomi deduce că au de mâncare doar pentru maxim 12 zile. Matt sugerează să țină cont de ciocolata pe care o au cu ei, dar Naomi spune că trebuie să o ducă surorii ei. Văzând că situația se face mai rea, Naomi cere soțului să spargă geamurile și să iasă. Matt este împotriva acestei idei pentru că nu știu cât de rea este situația acolo. Prin urmare, Matt preferă să rămână în mașină și să încerce să reziste cu mâncarea pe care o au. Această afirmație pare să o enerveze pe Naomi și cei doi încep să se certe. În cele din urmă, Naomi cedează. Pe scurt, au rămas blocați în mașină de 4 zile și temperatura exterioară pare să devină din ce în ce mai rece. Pentru a nu termina mâncarea, Matt decide să mănânce puțin. El ține cont de starea soției sale, pentru că evident are nevoie de mai multă mâncare decât el. Când Matt adoarme, el își varsă accidental sticla de apă. Matt se enervează că soția lui a uitat să-i pună capacul înapoi și aproape că începe din nou cearta, dar în cele din urmă se calmează. În timp ce ei dorm, sunt treziți de zgomotul pașilor care trec peste mașină. Cei doi se bucură și par încrezători, dar nu-i aude nimeni. Naomi este disperată, în timp ce Matt o liniștește spunându-i că totul va fi bine. Este a șaptea zi. După o săptămână în care au fost închiși în mașină, Matt încearcă să deschidă geamul mașinii încălzindu-l cu lumânarea. Naomi se joacă cu telefonul și îl dă jos din greșeală, făcând bateria să iasă din el. Ea pune bateria la loc și din fericire încă funcționează bine. În mod neașteptat, își dă seama că acum are semnal. Naomi sună imediat tatăl și începe să-i spună lacrimi că sunt blocați sub zăpadă și au nevoie de ajutor. Din păcate, telefonul se oprește la scurt timp din cauza bateriei. Matt este puțin supărat că Naomi nu l-a informat că avea semnal. El spune că putea să dea informații despre locația lor exactă. În ziua a noua, Naomi regretă că au început mica lor călătorie pentru turneul de cărți, pentru că i-a pus într-o situație foarte dificilă. Îi reamintește lui Matt să mănânce, chiar dacă insistă, el lasă cea mai mare parte din mâncare soției și viitorului său copil. Naomi cere lui Matt să spargă geamul mașinii, dar acesta obiectează pentru că este convins că odată ce geamul este spart, vor muri de frig. Este a 11-a zi și se pare că furtuna a început să se calmeze. Naomi a început să-și piardă speranța și îi cere soțului să scrie un bilet în caz că nu reușesc. Matt este puțin supărat, dar este încă optimist că va reuși. Nu după mult timp, se aude zgomotul la un camion. Din păcate, nu pot face nimic și mașina trece prin fața lor. Optimismul lui Matt se micșorează și începe să plângă. Acum depinde de Naomi să-l calmeze. Ziua 15. După două săptămâni de stat în interiorul mașinii, au rămas și fără apă. Matt încearcă să ia niște gheață din exterior pentru ca ei să bea. Au rămas fără forțe din cauza lipsei de mâncare, chiar dacă mai au încă puțin. Noaptea, Naomi este trezită de o durere puternică. Ea își dă jos straturile de haine și scoate tetiera. Apoi o folosește pentru a sparge geamul mașinii, pe care Matt îl deschisese mai devreme. Zgomotul îl trezește și încearcă să o calmeze. După ce face asta, Matt își dă seama că soția lui are o contracție. Cu alte cuvinte, Matt bănuiește că ar putea fi în curând în travaliu.
Naomi pare speriată, pentru că nu au pregătire medicală. Cu ajutorul soțului, Naomi se luptă să împingă copilul afară. În mod miraculos, se naște o fetiță sănătoasă. Cuplul se bucură. În ciuda tuturor previziunilor, au reușit să dea naștere fetiței în siguranță. Matt ia placenta și o scunde într-o cutie. Ziua 17. Micuța familie pare oarecum fericită și au numit fetița Olivia. În a 20-a zi, sănătatea lui Matt începe să se deterioreze din cauza temperaturii și a lipsei de mâncare. Nevrând să o vadă pe Olivia răcită, Matt folosește geaca lui pentru a o încălzi. Cu forțele din ce în ce mai slabe, el continuă să sape în gheață de pe partea laterală a mașinii. Nu durează mult și obosește și începe să simtă cald în ciuda temperaturii sub zero, semn că este ipotermic. El adorme fără o haină care să-i țină de cald. A doua zi, Naomi cere lui Matt să-i aducă apa, dar nu primește niciun răspuns. Naomi decide să-l verifice, crezând că pur și simplu doarme. Observând liniștea lui, Naomi își dă repede seama că soțul ei a murit în somn. A pierdut bărbatul pe care l-a iubit, iar micuța Olivia a pierdut un bărbat care ar fi fost un tată iubitor. Fără soțul ei, Naomi se chinuie să ia apa. Rezervele lor de mâncare s-au terminat și a devenit disperată. Este dispusă să mănânce orice pentru a supraviețui. Noaptea, Naomi aude zgomotul unei mașini care trece în depărtare. Ca de obicei, nu poate face nimic și asta doar o supără. Bebelușul începe să plângă de foame și Naomi se grăbește să o hrănească. Nu iese lapte pentru că nu a mâncat nimic. Acest lucru nu face decât să-i mărească disperarea și își mănâncă placenta. Din fericire, ea poate să lapteze din nou, iar copilul este hrănit pentru moment. Mai târziu în acea noapte, Naomi se întinde lângă soțul ei fără viață și începe să vorbească singură, probabil din cauza depresiei și a foametei. Îi scoate cămașa lui Matt și o pune pe Olivia pentru a o încălzi. A doua zi dimineață este ziua 24, lumina soarelui pătrunde în mașină și Naomi este trezită de o picătură de apă. Își dă seama că mașina a început să se dezghețe. Naomi începe să sape în gheață. Vederea cerului deasupra ei, după ce au fost blocați atât de mult timp sub gheață, o face fericită. Își recuperează repede puținul pe care îl poate lua și își pune fetița într-o geantă. Înainte de a pleca, Naomi îl salută pe soțul ei. Apoi începe să meargă pe șoseaua goală și înzăpezită, fără să știe încotro să se ducă. Pe drum, vede un semn rutier care o informează despre un oraș din apropiere. Naomi continuă să meargă cu fiica ei. Merge ore întregi până când soarele este pe cale să apună și în cele din urmă zâmbește la vederea unei clădiri în fața ei. Filmul se termină cu un text care spune că Naomi și Olivia au fost duse la un spital local din apropiere. Experții cred că au reușit să supraviețuiască datorită efectului de iglu, care i-a protejat de intemperii și a reținut căldura generată. Astăzi, Naomi încă scrie în mod activ și dedică toată munca soțului care și-a pierdut viața. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și apreciați pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Mulțumesc pentru vizionare!